decât să cumperi un vin de proastă calitate, că na, sunt unii oameni care se uită la bani, să cumpere mustul la un preț rezonabil și să-l facă în casă, să-i aibă grija lui și la fel să aibă, cum v-am spus înainte, satisfacția de a bea un vin făcut de el și pot să facă un lucru de calitate și sănătos în casă, într-un mod așa zis tradițional sau chiar tradițional.